Salutare, prieteni! Azi vreau să vă arăt ce am făcut la Radu. Un ham special, ca să pot să-l scot și pe el cu caprele. Și momentan funcționează. Hai! Stai cu minte, lupa! Momentan, hamul usa să-i dau niște semințe, că altfel nu stă lângă mine. L-am lăsat cu el peste noapte și peste noapte l-a dat jos pentru că un picior din față și l-a putut scoate și de fapt numai piciorul ăla l-a putut da jos, scoate afară. L-am lăsat cu hamul ăsta de ieri până astăzi și peste noapte și-a putut scoate un singur picior, așa că i-am strâns un pic legătura de la piciorul ăla și acum îl țin sub observație să văd dacă dispozitivul ăsta nu-l pierde, nu-l agață cumva sau nu se scapă de el. Dacă dispozitivul rămâne pe el mai mult timp, înseamnă că funcționează și pot să-l las cu caprele împreună, că nu le va monta. Ieri când i-am dat drumul între capre, după o lună de stat... Nu mă mușca! Ia! După o lună de stat fără capre, au fost foarte entuziasmat, vai de mine ce o sări pe ele. Și dacă vă uitați la acest video până la final, o să vedeți și proba de ieri. Dar deocamdată, îți cu ochii pe el, să văd. Bă, mustățosule, bă, bărbosule, bă. Atât ce semințele vrei să mi le mănânci? Eu ce mai mănânc până stau cu voi la pășune? Ha? Ia du-te tu mai încolo. Au. Lupa, lasă-l, lupa, că vrea semințe. Hai că ți le dau toate, că ai fost cu minte. Numai să-mi lași caprele în pace, da? Te pui și mănânci. Iar bă, să crești cât de mare. Ia uite, îți mai dau una. O vrei și pe asta? Așa. Degetul nu ți-l dau. Deci asta e dispozitivul. Lăsați-mi comentariu cu părerea voastră despre acest dispozitiv și dacă ați fi interesat să achiziționați unul, pentru că mă gândesc să fac câteva și să le pun la vânzare. Deocamdată nu știu cât o să coste, dar costă și materialele, un pic și timpul. Vedem. Dacă vă interesează, aveți e-mailul meu în detaliile acestui video. Și bineînțeles că nu o să-l pun spre vânzare până nu sunt sigur că funcționează perfect. Adică să nu plece de pe țap și să te trezești că... Aici e o bucată de piele. Și... să vedem cât o să țină și cum o să funcționeze. Dacă dispozitivul ăsta rămâne intact și țapul nu reușește să-l dea jos sau să-l rupă, atunci Radu va sta cu el toată vara, pentru că nu vrem să monteze capre decât prin august, septembrie, la sfârșitul verii. Nu, du-te și paște, lasă-mă în pace. Du-te! Lupa, trimite-l! Trimite-l, lupa! Mai înainte lupa fugea după steluța s-o sară. Pardon, Radu fugea după steluța mai devreme s-o sară și am trimis-o pe lupa foarte frumos, eu despărțit. Bravo, lupa! Faci treabă bună! Lasă-l pe Radu! A doua zi la păscut. Azi e marți, dar video va apărea miercuri, pentru că astăzi am alt video pregătit pentru azi. Și mai stau cu ele cam o oră și apoi le duc în adăpost. Radu! Hai, Radu. Du-te, lupa, lasă-l. Radu, ce faci? Tu nu puți încă, mă. Mă, tu încă... Ba, încep să puți. Puuu, încep să puți. Încep să puți, mă, prichindelule. Nu, dacă încep să puți, nu te mai scarpine-o pe tine. Gata, s-o gătat. Nu chiar, un pic. Dar nu te împinge mine, că nu-i bine. Nu-i bine. Mă țip jos. Vrei să dai cu mine de pământ? Radu e cam mic. L-am luat în martie anul trecut. Am dat la schimb cu o ieduță de-a lui Nora. Și l-am luat cam la o lună, cred. O vreo 3 săptămâni după ce l-a fătat. Și nu i-a mers prea bine la noi, nu a crescut foarte grozav. Dar îi dăm cereale, grăunțe, mâncare bună și sperăm să crească. Dar el când e închis, Radu când e închis și nu stă cu caprile singurel, nici nu are chef de mâncare. Așa-i, mă? Așa-i, mă? No. Mi-i mânca urechea. După cum se vede, el dorințe pământești are, dar... Să nu cumva să-și o miște într-o parte, știi? Da, nu cred. Că nici caprele nu vor sta. Sunt blocate. Bă, Radu! Deci eu zic că e... Proiectul e bun. Lasă-l tu, nu-l certa. Lasă-l, nu-l certa, că vrea să se joace cu ele. Să văd dacă, vedem dacă putea să tragă jos de pe el. Bun. Asta e treaba. Le face din... Bă, Radu! Deci ești tu din lău. N-ai mai văzut capre de mult. Rămâi? Mai stau un pic. Ia laptele de acolo. Dragi prieteni, Radu nostru astăzi și-au primit echipamentul de protecție. Și i-am și dat drumul. E bine gândit. El nu a mai fost între capre de cel puțin o lună, dacă nu două. Și acum văd că e foarte dornic să se joace cu ele. Hai, mă, lasă-mă în pace, mă, lasă-mi telefonul în pace. Ai grijă că dacă te pui să le sugi pe capre, Radu, o să-ți pun și în gură zăbală. Nu, nu. Aha. Hai, Radu, hai. Hai, puiucule, lasă că la toamnă până atunci mai crești. Și să vezi tu apoi, Radule, ce treabă faci tu. Să vezi tu numai atunci. Deocamdată... Lasă-mi telefonul în pace. Bun. Treabă bună. Cred că asta o să fie pe azi. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video până la final. Dați un like, distribuiți acest video. Vă salut și ne vedem data viitoare. Ce boiucuțu? Tu parcă ai fi gestantă, dar câteodată parcă nu ești. Nu știu ce-i cu tine. Le-am dat și ieri. Ieri le-am dat caprelor și ieduțelor fătate și iezilor injecția cu seleniu, dar despre asta o să vorbim data viitoare, în video următor.